Domnule ministru, despre privatizarea electrică, care au fost, nu știu, efectele, consecințele, cum se reflectă în economie această privatizare? Deocamdată nu pot să spun că avem un efect așa spectaculos. Sigur, a fost un semnal foarte bun dat la bursă. Această privatizare duală care ne-a bucurat la Electrica, România a confirmat încă o dată faptul că are capacitatea să ofere, eu știu, investiții atractive pentru mediul de afaceri, pentru oamenii, să spunem, investitori în general. Asta este principalul semnal. Acum ar trebui să și încercăm să profităm de pe urma capitalului acumulat prin acea ofertă publică și să determinăm și noi atât cât putem face ca acționar semnificativ, statul român deținând în momentul de față aproape 49%, deci nu mai are majoritate în Electrica, să determinăm și noi ca acționar semnificativ îndreptarea pe electricii către investiții strategice, aș putea spune, necesare dezvoltării energeticii românești, dar și, să spunem, dacă vreți, strategice pentru statul român.